De la 1 iunie, buzoienii racordați la sistemul centralizat de încălzire vor plăti facturi mai mari pentru energia termică. În ședința Consiliului Local a fost aprobat proiectul de hotărâre privind majorarea prețului gigacaloriei către populație de la 185 la 230 de lei. Câțiva consilieri locali s-au opus public scumpirii căldurii către populație, despre care spun că ar putea duce chiar la falimentarea regiei autonome municipale. Pentru că nu trebuie să ne jucăm cu starea populației, cetățenilor, puterea de cumpărare și suportabilitatea acestui. Misiunea pentru gigacalorie va aduce un val mare de declanșări și pentru și falimentul acestei societăți. Ar trebui să găsim soluții și să facem eforturi pentru nu poate să-și continue activitatea dacă nu luăm în calcul și această majorare a prețului. La ședință a fost prezent și un reprezentant al Regiei Autonome Municipale Buzău, directorul economic Aurel Gubandru. În mod surprinzător, acesta i-a îndemnat pe aleșii locali să voteze pentru majorarea tarifului gigacalorii. Astfel, buzoienii racordați la sistemul centralizat de încălzire vor ști cât au de plătit și poate în acest fel se oprește valul cererilor de debranșare. Din păcate, veștile venite din partea primarului Constantin Toma nu sunt tocmai bune. Edilul a anunțat că tariful gigacaloriei ar putea fi din nou majorat până la iarnă, dacă guvernul nu va oferi un sprijin financiar, așa cum a făcut-o și în toamna anului trecut. Ce este edilul în această societate și ce este moartea? Și să secționăm, dacă vreți, la un moment dat această companie, nu fizic, dacă vreți, în sensul de rețele, astfel încât să vă spun ce este mental. Este posibil să vă spunem două, trei școli cu un carier care să știa să facă funcționare, dar pe același timp să ne înțelegem la ceva. Poți să ne facă și o altă societate. Există riscul major și, în urmă, și eu nu trebuie să ignore că vorbește câteodată de două de așa, oricine se depășește la continuă această societate. Nu e ca și consiliul local să facă. La Buzău, prețul gigacaloriei pe care l-a plătit până acum populația este de 185 de lei, neschimbat de 8 ani, diferența de până la 430 de lei fiind acoperită din subvenția acordată de primărie. În prezent, aproximativ 18.000 de apartamente din municipiu mai sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire.